Salut pe toată lumea! Sunt Şəhanə MIRZƏYEVA. Sunt student în anul 3 la Facultatea de Relații Internaționale și Management al Universității de Limbă din Azerbaijan. Studiez limba română. Azi voi cite pentru voi copii povestea Peripețiile măgărului Zoli de Marius, Domițian. De vechi trece vreodată. Dragi copii frumoși și buni, prin poana luminată, cu stejare și cu alun, și le veți întâlni pe Zoli, slab, părăs, și lunguiet cu dinci că trei lopece, și un aer nătăflet, ei aflace-o de la mine, că un tip cum se cuvine, cu inimă vitează, ceva garantez contează. O ureche istă pleșită, înspre nara răsucită, iară buzii pară ruptă, ca după o luptă, are un smoc de păr pe cap și un mers împiedicat, dar privirea lui e senină, e de bunătate plină, locuiește într-o șură, parasită în natură și de cum se face seară, Zolă nu mai stă pe afară, se așează niget la masă, să și ia cine gustuează, cum cred eu că fiecare dintre noi face acasă, în tienge de culcare. Și apoi cu picină apă în gură, așa preci de clatură, tinci și spală. Cace doi cu un fel de pireoi. Voi o faceți știu mai bine, însă n-o spun cu rușine Zoli i doar un măgăruș jugeauș. Are prietenul multime broaște, cocostarche, ciaroi, însă dintre toți vezi bine cu un iepure de treabă, e prieten mai de soi, se numește botoală și un fel de ieproi. Su urechile chiulute și pupilie ești catiodeată din orbite. Casa lui e nu departe în zavoi, printre tufele de mure, langă negrol mușuroi. Chiobășit cu blana albă și mustațiile arcuș, potaile îl iubește foarte mult, pe măgăruș. Mulțumesc!